Bine ați venit, dragii mei! Pregătim vinete la cuptor cu roșii și feta, o rețetă simplă pentru un preparat gustos, care se poate servi ca aperitiv sau ca fel principal, alături de garnitura preferată. Începem prin a curăța vinetele bine spălate, mici striații însă voi mai lăsa, nu curăț vinetele în totalitate, după care le tăiem rondele de grosimea unui deget. Punem o linguriță rasă de sare și jumătate de piper măcinat peste busuiocul tocat, adăugăm și o linguriță de usturoi granulat și ulei de măsline, amestecăm pentru a combina totul, după care așezăm rondelele de vinete în tava pe care o vom folosi. Ungem fiecare bucată cu uleiul aromat, apoi introducem tava în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru 10 minute, iar după ce le scoatem, tăiem roșiile rondele subțiri, punem brânză feta pe rondelele de vinete, acoperim cu câte o bucată de roșie și feta din nou, după care din nou la cuptor pentru 10 minute și cu asta vinetele la cuptor cu feta și roșii se pot servi. Merg foarte bine cu oțet balsamic, dar și cu un sos de usturoi cu iaurt. Sunt foarte gustoase și se pot servi ca atare sau alături de o salată, orez sau cartofi. Și lista de ingrediente cuprinde 2 vinete, 3 roșii potrivite, 100 de grame de brânză feta, puțin busuioc proaspăt tocat, o linguriță de usturoi granulat, o linguriță rasă de sare, o jumătate de linguriță de piper măcinat și 30 ml ulei de măsline. Dragii mei, sper să vă placă această rețetă și să vă fie de folos. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like și share acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!